Salut, în fașii, astea la un episod de fapt 22, greșeală opening, adică am făcut din nou, bineînțeles, un nou player, nu stai, nu-i player, Prime Icon Moments Pack, din care sper să pice în continuare R9, pentru că ăla e jucătorul suprem în FIFA. Da, place seria, nu uitați să plătiți și viitorul Nicheu, foarte important să vă abonați și legendar din important să vă deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul CTXPG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați. Reduceri pe PC Garage și în fiecare vineri, nu știu cât timp o să țină chestia asta, este vinerea de gaming, ceea ce înseamnă calculatoare, avioane și alte mașini la reducere. Jocuri ieftine pe G2A, link-ul aveți în descriere și bineînțeles cătă pe Fortnite Shop să facem milionul de dolari, să mergem în Cuba să dansăm cu domnișoarele. Bineînțeles. Bun, echipa momentului față arată cam așa, nu știu exact ce aș avea nevoie, m-ar ajuta într-adevăr un center back bun. M-ar ajuta într-adevăr un R9, cum am zis, n-ar fi rău, un, cum îl cheamă pe la Butragueño, ar fi perfect, ar intra acasă, ar face link și cu vărul Sandel ăsta, ar fi blană rău de tort. Și în rest, să nu văd portari, cam la 4000 de portari, nu m-ar deranja un Roberto Carlos, ar fi ok, Ronaldinho are left winger, nu mai știu momentul lui dacă e left winger, right winger, dacă îl dă pe Garincea, e ok, dacă îl dă. Altul nu știu sincer dacă e pe acolo interesant. Right winger, Georgica, Best mai și Figo. Nu știu dacă mai e vreun right winger interesant, în fine. Hai să vedem ce se întâmplă. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit în cazul în care l-ați făcut. Începem cu 3 player pick-uri. De data asta am zis, mergem pe altă manevră. N-am mai făcut un episod special cu 30 de bucăți din astea. Am zis, hai să fac 3. Dacă am făcut până acum cât e 30 și mi-o dat peste ochi, hai să fac 3, frate. Let's go time, direct Van Dijk. Not even mad, ești nebun la cap. Not even mad. Let's go time. Schimbăm că la 3 double. Banghili. Let's go time, băieți. Deci am deschis unul, walkout. Asta era tactica, ești nebun. Mai deschid unul, încă un walkout, team of the season. Întreci cu metri, stai calm cu metri. Hai că îți dă walkout dacă. Dar oricum a dat un walkout din trei, ceea ce e wow. Adică vrei să-mi zici că din 3 bucăți am luat 3 walkout-uri și din 30 am luat niciunul? Ok, mulțumit. Foarte mulțumit. O să mai fac, o să mai fac. Ce avem aici? Extracterești și nu mai poți face nimic. What the fuck? Și asta... A, da, trebuie să dau submit și la pachet. Am băgat sub 100.000. Vă puteți uita pe episodul trecut, nu mai știu exact câți coins aveam. Oricum aveam 1.300.000 și ceva. Atât am băgat în SBC-ul ăsta. Aici este nea Luca Cacicu. Unde ești cu metrașule? Haide. Și practic ăsta e SBC-ul. Cred că fix banii ăștia am băgat. Și poate ceva extra. 1.325.000. 1.900.000, bla bla bla. Ăla cu 25.000 practic l-am luat mai de mult. Asta este, ce să faci, și pe ăsta l-am cumpărat tot mai de mult, numai sunt prețurile astea, dar nu. Noi am vândut când trebuia și mi-au luat-o peste Okeanes. Ăsta e SBC-ul, submit, și hai să vedem. Super curios dacă dă ceva interesant, 92 plus Icon Moment. Suntem pe final de joc. Dacă băieții la eSports erau corecți, băgau la pachetul ăsta, hai să nu zic la fiecare cât e un R9, că e exagerat. Dar nu ieșeai pe minus, dacă erau băieții corecți. La eSports. Ok, începem cu un bordine aici. Și este nenea Cam Ariciu. Bun, e și ăsta. Sincer, ar vrea, uite, un Cantona. Bă, dacă nu îmi dai totuși R9 și nu îmi dai, nu știu, Eusebio și băieții grei, dă-mi-l, mă, frate, pe The King. Anul trecut l-am luat de două ori. Baby și Mid. Anul ăsta l-am luat Baby. Hai, dă-l și Prime Moments, ce pana mi era. Să fim fericiți. Să ne jucăm cu cel mai tare striker din jocul ăsta. Eric Cartona. Ar fi păcat să nu-l mai înjur până la final de joc. Oh, bine, Icon direct. Bine. Foarte bine. Nu știu ce rating are Hagi, dar n-aș vrea să-l văd în pachet. Cum a zic. Ok, pe ăsta l-am dat.
Premium Gold Players Pack. Jucător de 2 milioane. Când o să fie Sucek de ăsta, Icon, o să fie spre 2 milioane minim. Până atunci stă parcat la Popsie Coins. E mare diferență oricum între cardul ăsta și un card de 2 milioane. Bun. Rare Electrum Player Pack 82, 81, 81. Asta e că este cu Defenders Pack. Rare Mixed Player Pack. Haide. Să vină ceva greu. Să vină ceva avion. Opa, walkout. Germanica, CDM. 89 rating. Chimiciu. Foarte bine. Văd că îmi dă resurse. Cred că vrea să mai fac încă unul din ăsta, un Icon moment. Dar nu mai fac. Îl facem pe ăsta dacă, bine, dacă dă ceva formidabil, e clar că mai facem unul săptămâna viitoare. Dacă nu dă ceva formidabil, e clar că nu mai facem până apare player în moment, Icon pic, tractor. Dar vom vedea. Și ăsta pare că e tuns, mă stuns și eu bine. În momentul ăsta nu stuns. Dar în fine. Pare că se tunde cum mă tun și eu când mă tund. Dar nu ne tundem încă. Mai lăsăm. Stăm bine. Rare Electrum Player Pack 82 plus garantat, încă un walkout să fie. Resurse de la Icon Pack pentru că a fost 6 și ceva de mii. Nu. Holandezia CF, vreau să văd Olanda CF la Icon moment. Vreau să văd Olanda CF și să nu fie totuși, dacă se poate, mădrugulit. Bun, 85 rating, foarte bine. Ar fi un pic de panică, nici nu știu, are Bergkamp tot CF. Un 84, let's go time. Și iar Icon, bă, ești nebun, ce câldău, motherfucker. Bine. Foarte bine. Bun, și acum asta cu defenderi. Zice ceva de legi, nu. CB, goalkeeper, right back, left back, left winger back și right winger back. Haide. Un team of the season la băiat. Hai că da. Spania, center back. Ai, mă. Iar mi-am luat țapă. Eu nu înțeleg de ce de fiecare dată când îl văd pe scărțarul ăsta și văd Spania center back și Chelsea, bă, dar de fiecare dată mă gândesc la Thiago Silva, care e brazilian. Și n-are niciun sens, nu știu ce cu creierul ăsta prost. Absolut de fiecare dată îmi vine să zic, bă, Thiago Silva, ești nebun? Știi unde e Thiago Silva cu metrașul? Bun. Și ăsta e momentul adevărului. Nu uitați să folosiți codul CTXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, primiți și voi reducere, primiți și oriceva. Viața e bună, toată lumea dansează în curgol pe dealuri. Let's go time, 92 plus Icon moments. V-am arătat deja ce iconuri am făcut, cred că vreo spre 20, ceva pe acolo, nu mai știu exact. Te rog, o țară bună, un jucător utilizabil, ar fi păcat. 6 și ceva de mii, puteam să-mi cumpăr direct un Rio Ferdinand, cred, sau ceva pe acolo. Hai toti, Brasilero, Striker, R9, moment. Nu cred! Nu cred, mă, frate, mă, cum să-ți bați joc în halul ăsta, nu cred. Uită-te și tu, bă, cum îți dă la jocul ăsta, bă. Fix jucătorul pe care l-am, îl dă din nou. Și la altul care nu-l are, îi dă din părți. Nu cred, bă. Doamne, ce noroc cu Mega Ghinion, bă. Dar nu puteai să-mi-l dai pe Cruyff, mă. Bă, dar nu Cruyff, mă, Van der Sar, măcar, mă, ai de capul meu. Uită-te ce joc, bătaie de joc. Doamne, ireal, bă, ireal așa ceva. Și random, cică. Deci, e random la pachete, stați liniștiți. Din toți jucătorii pe care puteam să-i primesc, un singur Icon moment am bun în echipă. Top, top. Unu singur, bă. Unu. Și mi-l dă pe același. Putea să fie Cruyff. Bă, putea să fie, nici nu știu, Rijkaard. Nu știu dacă e bun. Și mi-l dă fix pe ăsta. Ai de cap. Ireal, bă. Deci e ireal joc. Mă jur, absolut ireal, adică eu dau quick sell la jucători de 6 milioane. Bine, îl bag la SBC, nu-i dau quick sell. Bă, nu cred așa ceva. Și am zis la început de episod că asta, nici nu știu dacă am zis la început de episod, că ăsta e cel mai rău lucru pe care ar putea să mi-l dea. Bă, ce bătaie de joc.
cum să dai mă așa ceva, mă, frate? Din atâția jucători pe care puteai să-i dai, îl dai fix pe Gullit Moments pe care îl mai am. Un Vieira, un, nu știu cum am zis, cu Mătrușef, Rio Ferdinand, Desai, până și portarul, ești nebun că îl acceptam pe Van der Sar, că e scump și că e cel mai mult portar din joc, deși vrăjeală cu portarii. Imposibil așa ceva. Cel mai mare noroc cu cel mai mare ghinion posibil. Combinațiile tale, ești nebun, ai un singur jucător scump în echipă, adevărat scump, ți-l dă fix pe ăla. Până și, de fapt stai că ăsta nu cred că avea 92 rating la Prime, în moment. Până și pe ăsta, dacă mi-l dădea din nou, ești nebun, puteam să-l utilizez. Ăștia chiar au fost 600 de mii aruncați. Cel mai scump fodder pe care l-am cumpărat vreodată. Gullit Moments, care intră la un viitor SBC. Mersi fain, EA Sports. Gullit Moments, respect. Chiar am vrut să zic un jucător de 6 milioane. Mersi, mersi EA Sports. Cam asta a fost. Cam ăsta pot să zic, deși sună ciudat, cam ăsta e norocul meu în viața reală. Ei, da. S-au dat ciurât de acum. Asta este săritură în cap din pat. Folosiți codul CTXPG pe PC Garage și jocul ieftine pe G2A. Mersi fain de vizionare, să aveți o super faină în continuare. Salutare, salutare!